Am cu alte știri. Viața Sfântului Mucenic Alexandru Baltaga, numit și Martirul Unirii, a fost prezentată într-o premieră cinematografică la Chișinău. A fost unicul preot basarabean care a votat unirea Basarabiei cu România în 1918, motiv pentru care a fost întemnițat și torturat. Singurul preot din spatele țării care a votat unirea Basarabiei cu România. Filmul documentar Martirul Unirii prezintă destinul tragic al protoiereului Alexandru Baltaga, cel care și-a jertfit libertatea și viața în numele Unirii. La premiera filmului a venit și nepoata preotului, Mariamna Lungu. Este vorba de un film despre bunicul, nu m-am așteptat niciodată ca el să se înalțe așa, știți, despre el nu se mai vorbea, noi știam că, de fapt, n-am știut unde a murit, eu singura mărturisitoare sunt ultima. Când am văzut imaginea, vă spun, eu am dat aceste fotografii, că sunt singura care le mai are. Suntem astăzi la Chișinău cu un prim proiect al televiziunii Trinitas în Republica Moldova, este un proiect de film. Un film pe care l-am dedicat Sfântului preot mucenic Alexandru Baltaga. Este un sfânt recent canonizat de Biserica Ortodoxă Română. Alexandru Baltaga a fost deportat în Kazan, unde a murit ca mucenic al credinței ortodoxe și al poporului român. La premieră au venit și locuitorii ai satului Lozova, acolo unde s-a născut preotul. Sigur că suntem curioase, dar ne încearcă un sentiment de frățietate. Am vrea să cunoaștem mai adânc acest sentiment de unire care ne leagă. De mult așteptam să venim pentru că ar fi bine ca memoria să reînvie memoria, pentru că știi tot prin câte greutăți a trecut poporul nostru. Documentarul a fost realizat de Televiziunea Patriarhiei Române Trinitas TV, în parteneriat cu Mitropolia Basarabiei, Institutul de Istorie al Universității de Stat din Moldova și TVR Moldova. Finanțarea a fost asigurată de statul român prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova a finanțat realizarea acestui film. Și am dorit să susținem acest proiect, deoarece am spus mereu că este foarte important să îi cinstim și să îi păstrăm în memorie pe cei care au contribuit la crearea noastră ca națiune. Trebuie să ne asumăm cu demnitate toate momentele istorice, pe toate să le facem cu responsabilitate, responsabilitatea neamului din care facem parte și pentru viitorul țării noastre. Filmul va fi difuzat în această seară la TVR Moldova, cu începere de la ora 20.